Salve, dudes, și bine ați venit la un episod de Farming Simulator 22 pe Barbă Neagră. Înainte să începem activitatea noastră de astăzi, avem struguri de făcut, avem și aici de asemenea eneba.com, locul de unde vă puteți cumpăra jocuri foarte, foarte ieftin. DLC-uri, Season 1, Season 2 Pass, jocuri, FSE-uri de toate. În linkul din descriere am acolo o colecție cu toate simulatoarele pe care le joc, plus altele care cred eu că merită. Așa că dacă sunteți în special interesați în simulatoare, linkul din descriere le cuprinde pe toate și nu trebuie să băgați niciun cod, toate cele, primiți reducerea direct la cumpărare dacă vă luați ceva de acolo. Deci eneba.com. Acum, fraților, suntem pe The Lands of La Mancha, pe tărâmurile spaniole, și în fața am trei terenuri, nu neapărat agricole, ci cu struguri. Exact, avem aici o cramă, în partea dreaptă aici am ferma mea principală, dar aici în stânga cumva avem o cramă. Exact, dacă nu începem aici putem să vedem dita mai construcția asta de... Se pare că sus ce avem, mamă ce frumos era să avem sus ceva skylights, un pic să intre soarele. Am niște porți imense care scârțuie d-astea de lemn și aici vom depozita noi niște struguri. Dar pentru asta, bineînțeles, va trebui întâi să mergem și să recoltăm. Strugurii sunt făcuți, așa că deschidem garajele. A, să intre aer proaspăt și lumina. Asta vreau. De asemenea, aici putem să pornim și lumina interioară. Avem combină, avem aici tractoarele pregătite pe care cred că am să le schimb, pentru că, deși sunt maricele și cred eu că se potrivesc, noi mai... Hai că da, Regitracul ăsta e super tare și toate cele, doar că mai avem de la Antonio Carraro niște tractoare mici care se potrivesc foarte bine pentru struguri. Tot cred și mă gândeam la chestia asta, un aspect foarte important, cred eu, al strugurilor, pentru că s-a anunțat Premium Edition, am pus și un clip dacă vreți să vedeți cum arată noua hartă care va apărea în toamna anului ăstuia și va fi inclusă în Season 2 Year Pass. E bine, cred că ar trebui cumva, ori în următoarea versiune, ori nu știu exact când, dar trebuie cât mai curând. Încerc să-mi dau seama pe unde ies. Trebuie neapărat să bage un lucrător automat pentru... Da, dreapta. Pentru struguri, pentru că activitatea asta este foarte lipsită de playeri. Nu multă lume o face din cauza că durează prea mult timp. Este un să vedem pe unde o luăm pe aici. Și trebuie să o colesc. Vreau să învăț drumul, știi? Și hai să vedem prin fermă dacă putem să avem altă ieșire totuși. Sau urc. Nu-mi dau seama. Chiar nu îmi dau seama. Ideea e că trebuie să urc pe aici. În fine, mi se pare că ar putea crea foarte ușor, ținând cont de rândul strugurilor. Practic, mijlocul combinei să fie centrat cu rândul strugurilor. Și așa, aia ar fi traiectoria lucrătorului automat. Mă gândeam la chestia asta, cum ar putea fi implementată și există această posibilitate. Trebuie doar să o facă ei ca să putem să recoltăm și noi automat. Și nu doar asta, și să și zdruncinăm automat, pentru că să avem diferite procese. Deci dacă o iau... Dacă o iau la dreapta, nu știu exact pe unde să ajung pe teren, dar vreau să ajung oficial, știi ce zic? Deci normal, cred că pe terenul ăsta stânga, dreapta și am ajuns. Pe aici pe stânga eu nu cred că reușesc. Da, pe aici nu se reușește. Speram să fie ceva pe aici, știi ce? Hai să vedem așa, o să ies pe partea cealaltă, merg în față, o gândesc. Deci, ca să ne dăm seama de drum. Apropo, asta este o hartă cu foarte multe drumuri șerbuite. Un autodrive pe ea nu ar strica deloc. Zic, nu știu sigur dacă există, nu știu dacă s-a făcut până acum de către cineva, dar putea să facem noi niște rute destul de drăguțe. N-am mai jucat cu autodrive-ul din FS19 de ceva vreme. Acolo îl foloseam destul de religios, aș putea spune. Chiar îl foloseam foarte, foarte des. Știu că l-am folosit și pe anul ăsta foarte mult. Acolo făceam niște culturi mai bogate așa. Aveam niște cantități mai mari și m-a ajutat foarte mult să le car. Ok, deci trecem pe sub pod. Asta merge cu 25 de km pe oră maxim. Deci, nu trecem pe sub pod, facem dreapta aici la asfalt. Ok, mamă, cât a mers-ul. Mă gândeam prima dată dacă ar fi mai bine... A căzut semnul, bă, băiatule. Oh my god. Hai să luăm cu noi, să nu lăsăm pe aici. Aici să-l punem sus. Hați! Luăm semnul cu noi, tată, că ne văd ăștia pe aici că am făcut stricăciuni la infrastructură.
și mă cam taxează după aia. Nu mersi, nu mersi. Deci, de acolo mă în față, la un moment dat va trebui să facem stânga. Pasta nu o știu eu. Să vedem. Da, mă gândeam dacă ar fi mult mai indicat dacă luăm o remorcă, un trailer, pe care să... gen remorcă de asta de utilaje, ca să putem să urcăm combina, dar acum văd că drumurile sunt atât de înguste și șerpuite încât o remorcă, ea fiind mai lungă, nu cred că o să... like, îmi ușureze situația, cred că o să-mi o îngreuneze destul de mult și prefer să merg așa, chiar că dacă mergem noi cu 25 km pe oră, dar mergem sigur, zic. Observ aici o chestie și anume, ar trebui să rezolvăm situația cu repararea acestei combine. Eu aveam ceva odată aici, este un pic să ne uităm. La miscelinie sunt curios dacă mai am chestia aia. Avem range-ul de la Pumps and Hoses, dar mai avem ceva similar. Wow, când am instalat eu pe asta, asta e interesant, da? Astea sunt atașamentele pentru recoltarea livezilor. Și mai avem ceva de mecanică pe aici băgat. Știu că parcă înseamnă că e la plasabile pe mobile. Da, e la plasabile pe mobile. Da. Yup. Deci am un mod care îmi permite să plasez oriunde și după aia să iau plasamentul și să-l mut de acolo. Niște. E un mechanic shop, știi? Adică un atelier de mecanică și noi putem să reparăm de oriunde. Mi-a căzut semnul? Nu-l mai am cu mine? Că nu-l mai văd pe niciunde pe aici. În fine, e probabil. Bun, ridicăm hidraulica, facem spațiu. Avem lățimea selectată. Și hai să începem marea recoltă. Avem aici, fraților, cât de scochii sunt trei terenuri. Nu sunt lipite între ele, dar sunt trei terenuri de struguri pe care noi trebuie să le recoltăm. Iar plantația, vreau să vă spun că este foarte realistică cu plantațiile din Spania. E așa fac și aici, au o chestie foarte interesantă și anume folosesc fiecare fărâmă de spațiu liber. Dacă observați, acest rând este foarte mic, are una, două, cât are? Are 5 stâlpi. Următorul e un picuț mai mare, cealaltă mai mare, deci urmează terenul. Mai mult, în Spania o să găsești, de exemplu, până în marginea drumului, până aici, ăștia, lăstar de struguri puși. Ba mai mult, există chiar zone în care e doar o singură rădăcină de asta. Una singură este pusă. Da, foarte, foarte interesant. Așa, combina asta, vreau să vă spun că nu este preferata mea. Deci, dacă nu urmăriți seriile mele de obicei, vreau să menționez și de ce. Dacă ne uităm din față, cabina e în dreapta, nu este centrată. Astfel că nu prea poți să mergi pe rând foarte bine, nu prea poți să-ți dai seama de la volan, trebuie neapărat să joci din afară. Și, dar mă încântă aspectul ăsta foarte mult. Și aici avem un ecran care normal și normal trebuie să ne arate aici orientarea, dar ecranul nu-l merge. Dacă eu mă mișc, după cum bine vedeți, ecranul este decât o poză. O combină mai bună decât asta este următoarea. Dacă ducem aici și căutăm Grape Technology, putem să vedem de la Aero Grape Liner 7000. Costă cu 2000 de euro mai puțin și aici avem deasupra zonei de, eu știu, hrănire, avem volanul și poziția noastră, așa că e foarte, foarte ușor. Plus de alta, pe aici, prin partea de jos există un geam, uite ăsta de aici, ăsta este un geam și putem să vedem fix cum intră strugurii, știi? E foarte ușor de orientat. Pe când aici trebuie să stau eu așa cu camera într-o parte, să-i dăm și o pornire, am pornit-o ca să mă orientez. Nu este cel mai comod lucru din lume, știi? Bun, avem primele kilograme de struguri. Like, mă orientez și așa, dar nu excelent. Bun, o să mergem totuși până în față și întoarcem aici. Ia, vreau să intru o leacă. A, și intrarea la astfel de combine trebuie să se facă cu mult înainte, gen cu un spațiu. Să te orientezi drept, nu prea poți așa să tai. Bun, am intrat aici. Deci, cel mai bine este așa. Vreau să-mi iau un reper. Și dacă mă uit, deci sub mânerul portocaliu este rândul. Și acum putem să-i dăm bice. Recoltăm cu viteză destul de mare, dude, adică ho... Normal dacă recoltarea nu este pornită, că recoltăm cu viteză mare. Mă și miram! Ia uite-te și tu.
Hai să-i dăm aici startul. Cu cât recoltează asta? Normal cu vreo 12, 15, ia. Sau 6 de grabă. Oh! 6 km pe oră. Deci nu are o viteză de recoltare precum alte combine. O fi și din cauza că necesită reparat. Bă, nu știu ce să zic, dar viteza de recoltare este mică a naibii. Wow. O să caut acum, să vedem. Aș vrea să repar totuși combina, să o avem full. Ea nu este chiar atât de stricată. Chiar dacă pare pe roșu, încă mai merge, credeți-mă. Hai să vedem aici la plasabile. O să dau la tools, pentru că aici aveam și vreau să văd dacă îl găsesc pe cel mobil. Avem aici un lifting platform la 5000. Nu mai știu, nu e nici aici. O să fie în altă parte. Nu mai știu, 3000 platforma? Că sunt platforme de ridicat, astea nu sunt de mecanică, dar aveam eu, bă, una mobilă. Oh, no! Nu mai știu unde era. Deci aici poate la contan, nu are la container ce să fie. Ia, hai să mai căutăm, ia stai o leacă. Bă, dar am eu imaginea. Deci nu aici, nu aici, nu aici, ia dăm la unelte. La unelte unde ar putea fi? Ca idee. Avem miscellaneous, poartă la miscellaneous-ul ăsta. Aici clar nu avem winter equipment and stuff, chainsaws. Tot aici aș fi crezut că e 100%. Mă uit un pic cu atenție printre ele, că poate îl văd pe undeva. Am mai băgat moduri, știi, și ăsta era unul din ele, dar nu înțeleg că avem un transport, mobile fuel tank. Deci era ca ăsta, doar că m-a ajutat să repar. Nu știu pe unde ar putea fi, prin ce categorie. Categorii pe noi pe aici nu prea am. Transport, barrel, aici nu avem nimica. Păi, dar sunt uimit. Trebuie să caut, trebuie să caut, deci, trebuie să, dovadă că îmi trebuie neapărat ceva de reparat mobil. Pentru că sunt situații de-astea în care drumul până la magazin este destul de măricel și utilajul meu este destul de lent. Și nu prea vreau să mă duc până la magazin, știi? Cam aia. I-am dat aici o afacere? Da, se pare că da, avem deja 600% încărcat, ok. O să trebuiască, bineînțeles, să venim și cu un tractor pentru a cărea toată treaba asta la cramă. Serios? Da, cu primii bani pe care îi fac trebuie să schimb combina. Vedeți cât de mult nu-mi place acest New Holland, care, apropo, în Spania acest New Holland este foarte popular. Deci, chiar și un țăran de rând cu un mic teren, dacă are, nu știu, 200 de metri pătrați de viță de vie, va avea o combina ca asta. Deci, doamne, am văzut la cineva odată în fața unei case destul de mici parcate două de-astea. Probabil avea dita mai... terenul, dar sunt foarte, foarte populare și intră pe peste tot. Având direcție față spatele, poți manevra foarte, foarte ușor pe oriunde. Vezi, și procesul ăsta mi se pare mie onorează. Încă n-am reușit să fac cu... Da, n-am reușit să fac cu vreun mod ceva de automatizat, știi? Cu Horseplay-ul am încercat eu o chestie, dar nu i-am dat suficient de mult timp încât să o maturizez. No, bun, hai să vedem aici. De ce tractoare dispune? Deci după aia trebuie să dăm și cu lime, se pare că... Ia stai să vedem. Da, cu lime trebuie să date toate. Asta este de asemenea și nefertilizată, deci e nasol rău de tot. După care urmează și alte procese. Aude cât avem aici de făcut, ai viață. Trebuie neapărat să venim să fertilizăm. Dar o să iau unui Holland ăsta și vreau să caut o remorcă. Remorca mea... Deci normal și normal ar trebui să avem o remorcuță cu care ducem strugurii. Dacă nu, este... Asta este! Puteam să vin și cu combina, știi? Adică n-ar fi fost neapărat așa o mare, mare problemă. Să-mi trebuiască oare și o greutate la băiatul ăsta? Hai să vedem dacă există greutăți. Îmi plac cauciucurile, sunt de la Nokian, se văd. It is very nice.
Avem ceva greutate pe spate, nu, avem scuturător de ăla, avem disc, fertilizator, dar nu deținem greutate, avem pressure washer, nu avem greutate pe niciunde. Ok, mergem așa, îmi place masiul ăsta, nu am avut șansa să lucrez cu el până acum foarte mult, chiar mi se pare drăguț. Deci o luăm pe acolo, aha, ăsta nu este terenul meu. Putem să-l stricăm, totodată testăm și mai să eu dacă se descurcă prin... Mamă, dar e îngropat total, fii atent! Se descurcă prin teren arabil, nu-i problemă. Mi-aș fi dorit totuși o rută un pic mai apropiată, așa ce zic. Nu trebuie să o colesc atâta. Poate cumpărăm noi terenul ăsta și facem o stradă așa prin el. N-ar fi rău, zic, deloc. Bun, pe ăsta-l punem aici. Opa! Deleleu! Asta e tatele. Bun, fraților, și o să facem într-o secundă pentru voi trecerea la combina plină. Fii atent cum aleg să fac. După ce termin aici rândul, doar opresc un pic combina, mă duc și îl încep pe celălalt. Și așa facem cu toate trei și practic elimin numărul întoarcerilor, cel care pe mine mă cam încetinește. Iar pentru o orientare mai bună, observ treaba asta. Normal, eram așa, doar că nu prea pot să-mi iau un reper foarte ordonat. Dar dacă ne punem așa, pot să vă prind combina. Fii atent cât de tare. Și așa orientăm foarte ușor. Clar, jobul ăsta este pentru aceia răbdători. Am terminat un singur rând cap-coadă. Sunt acum pe al doilea și până ajung în capăt. Și nu prea văd capătul. Mai am 2% și termin. 2%. Oh my god. Deci a durat foarte mult. Vreo 15 minute până acum ca să umplu toată combina asta. Și nici măcar nu vorbim de struguri de viță de vie fertilizată. De două ori. Gata, fraților. Avem 100% și s-a împlinit fix la finele rândului. Yep. Exact. Ia să vedem aici. Trebuie să mă teleportez în mașinuță. Avem aici el tractorusul și mergem cu el ca să descărcăm. Mi se pare că se făcea pe spate, dacă nu mă înșel, descărcarea. Da, de atât de mult timp nu am mai făcut niște muncă agricolă aici pe la vița de vie. Dar uite, în situația asta e bine să ai un tractor pus prin zona asta. Sunt trei totuși terenuri și sunt pe lungime și până vii cu combina, durește. Aici avem viteza dublă, 42 de km pe oră, e un picuț mai bine. Așa, deci asta este pusă normal, ar trebui să mă orientez pe transversal. Adică, așa, după care intrăm în combina și cred eu că îi facem descărcarea pe spate. Un pic de reajustare poate nu strică. Cam așa. Eo! Îi dăm descărcarea, let's go! Îmi trebuie neapărat o poză aici, asta e, să vedem dacă putem să facem una interesantă. Arată fain... chestia asta, cum s-a deschis combina, chiar arată foarte, foarte mișto. Uite așa, botăm un pic lumina. Și avem zona. Un picuț din de sus, știi? Și aici cu tractoria să vedem. Bă, arată bine și așa, dar trebuie mutată lumina. Așa. Lucrăm un pic, lucrăm un pic la niște poze frumoase. Uite, asta este. Boing! Iar din partea asta, să vedem dacă mai putem să mai facem ceva frumos cu fovul ăsta mare. Poate așa. Ok! Mi-am luat pozițiile. Acum facem marea descărcare, după care punem din nou combina pe rând. Practic, aș cam avea un picuț peste jumătate, undeva la un 65% din tot de făcut. Dovadă că o să mai umplem minim un bunker la combina. Deci o să mai descar de două ori, zic eu, bine. Bun, o să fie un pic parcat aici. Și noi cu 3 tone 100, pentru că atâta suportă combina de struguri, o să mergem și punem la cramă, pentru că despre asta este vorba. Vreau să văd cum funcționează procesul acolo. O astfel de fabrică nu am mai văzut, deci probabil cumva au luat fabrica de suc și integrat-o într-un model de cramă. N-am idee, nu știu. Și de asta vreau să văd cum e.
Aici afară văd că este punctul de spawn al paleților. Ia să vedem cum arată. Deci avem suc sau vin. Avem aici, wow, ok, avem etichetă specială cu la mancea și chestia asta mă gândesc eu că ar fi pată de vin sau camaie la seller. Știi, pentru că ea imaschează, să zic așa, fabricarea vinului cu, de fapt, a sucului pentru a ține jocul. A, uite aici descărcarea. Păi și nu avem eu ceva și din interior? Paleții! Aoleu! Trebuie să ducem și paleți! Ai viață! Ok, și aici activăm. Hai să vedem ce mai trebuie, dacă mai trebuie ceva. Paleți și grapes. 60 de tone capacitate când dupule monului, 60 de tone, ce ai? Ai uei-ua! Greu. Greu cu acele 60 de tone. Dar voi încerca. Deci clar trebuie să ducem și niște paleți. Producția de paleți încă nu este în floare. Deci va trebui neapărat să cumpărăm unii. Și ca să nu chinim totuși cu transport, o să-i dau aici spawn-ul. So, paleți de paleți. Dar nu știu din care vrea. Greenhouse revamp. Avem industrial greenhouse, interactive productions. Vezi tu că mai multe moduri de paleți. So, nu știu care dintre ei este pe placul fabricuței ăsteia. Board pallets, butter pallets, se pare că avem cereale. Oh, nice. Ce mai avem pe aici? Vreau paleți, paleți. Cred că acum sunt la S, T, deci e ordinea alfabetică de asemenea și aici. Păi, o să mă risc cu unii pe care știu eu că i-am mai folosit și funcționează, adică ăștia. Dar, ca să testăm, voi lua decât unul. Și dacă nu merge, îl folosim ca decorație pe aici, pur și simplu. Nu am ceva braț la tractor. Aici ea. Deci nu merge, vezi. No! Asta este? Îi folosim ca și decorație. Bă, dar seamănă foarte mult cu acești paleți pe care fabrica are ca și decorație. Like, what the fuck? Deci aici îmi trebuie neapărat alți paleți. Păi și dacă nu funcționează ăștia, care să funcționeze alții? Că nu mai am alții. Păi în situația asta trebuie neapărat să face. Empty pallets, fruit orchard revamp. O fi asta. Aici am alții, dar fac parte dintr-un alt mod, știi? Dar știi ce face parte din orchard, din modul de livezi? Nope. Cum adică, mă, empty pallets, it's not accepted here? Mă, după care asta este acceptat aici. What the fuck? Uite, juice cellar, cică. Pivniță de suc. Hai că pui suc în pivniță dacă e. Băi! Este, mă, un pic. Nu mai, aici e descărcare. Aici e încărcarea, este clară, se vede treaba, ce vorbim. Aici am executat descărcarea, am executat-o. Aici avem struguri în interior, acolo avem paleți, nu? Dar se vede clar, ăsta este punctul. Doamne, dar chiar nu înțeleg de ce nu funcționează ăștia. Mai am Golden Hops Brewery Revamp, doar că ăștia fac parte din altul. Nici ăștia nu o să meargă, deci vă asigur maxim. În cazul ăsta trebuie neapărat să cumpărăm fabrica dacă nu avem. Normal că nu. Băgăm aici la colecție. Oh my god. White flower, yeah, production of artisan. Deci nu avem fabrica. O fi plasată, avem flower milu. Production of artisan products, ia să vedem ce o fi și pe acolo. Carpentry. Ia stai un pic. Normal aici trebuie să-mi facă mobilă, dar eu știu ce au băgat ăștia. Cred că e doar mobil aici. Vreau să găsesc fabrica care se ocupă. Normal ar trebui să fie somilul. Garlic Factory. Oh, ce tare. Și venim aici să ce? Să production agricole. Dar nu știu ce le faci la usturoi. Venim aici și spală sau? Ha, cât costă asta? Garlic Factory, deci aici garlic pallets și planks și nails, trebuie să ducem cuie, ai viața mea, câtă muncă, bro, dar unde putem să facem paleții, deci sunt super strânit pe treaba asta cu paleții acum, nu înțeleg, unde îi putem face, și pe aici am fost,
Posibil să trebuiască să cumpărăm o zonă să ne deschide după aia fabrica, știi, și trebuie să-i ducem așa. E foarte posibil ca asta să fie rezultatul. Deci eu pe aici aș avea ceva de iarbă. Ok, și avem o iarbă prin jur. Aici avem un ceva oraș, aici este baza. Încerc să-mi găsesc... Nu știu, găsesc o soluție. Pe sus pe aici mai am niște chestii. O fi aici la artizani? Nu, că aici sunt fructe și legume, se pare. Este o zonă foarte, foarte bogată în ceva fabricuțe, știi, dar din câte văd nu se ocupă cu partea de forestry. Productos artisanus. Adică ce, dă mai dă mână un pic. O fi aici, dar nu e, că aici mi se pare că se ducea altceva, se ducea pistachios, parcă, sau ceva. Produse vegetariene pe zona asta. Și aici avem doar punct de vânzare. Da, aici aducem câteva lucruri. Uite, floare, porumb și soia. Produse vegetale. Și aici avem pistacios. Că de asta țineam eu minte că e zona de pistacios. Dar nu înțeleg partea asta la Animal Dealer. Ia. Avem doar baloți, cum e normal de altfel. Posibilitatea de a cumpăra animale și cam atâta. Doamne, asta ar mai fi aici la Carpentry, doar că lângă Carpentry nu am văzut nicio altă fabricuță, știi? Asta este biogasul aici. Înseamnă că trebuie să plasăm noi ceva, mă gândesc. O fabricuță de paleți. Sunt puțin intrigat cu paleții vieții, cum putem să îi luăm. Foarte dubios că nu am funcționat niciunul dintre ei. Ia mă, mai avem unii, mai avem totuși unii. Fii atent, ia stai să vedem la container să avem ceva. Nu, acolo avem cu totul altceva. Încerc, ia. Mai avem unii cu alea. Adică ăștia. Am încerc și cu ei. Ăștia fac parte din modul Golden Hobbs Brewery. Deci... total altceva, știi? Ce mai avem? Interactive, production wooden box și atât. Ok, bun. Hai să vedem. Nu se știe niciodată. Poate funcționează ăștia. Deci, testez. Aici clar nu e punct de spawn. Empty pallets is not accepted here. Deci nu e tipul de paleți. Boi, deci sunt copt pe treaba asta. Putem să vindem din vin. Sau nu putem, că nu par în regulă paleții ăștia. What the fuck, se cam mișcă dubios așa. Bă, ce chestie. Bun, mă întorc la ale mele acolo. Poate descoperim pe parcurs, de fapt nu poate, ci trebuie neapărat, care este treaba cu paleții vieții. Bicicleta mea, mi-am uitat-o prin zonă. Și noi ne vedem data viitoare. O seară frumoasă să aveți, dudes, și v-am salutat.